Odată cu venirea primăverii, Muzeul Satului din Baia Mare se pregătește pentru întâmpinarea vizitatorilor, astfel că în satul de pe deal e forfotă mare. În timp ce în grădinile căsuțelor vechi se curăță pomii, în interior se pun la punct toate detaliile. O atenție deosebită se acordă și acțiunilor care vor avea loc în perioada următoare pentru a atrage vizitatori la Muzeul Satului. Noi ne pregătim, este primăvară, ne pregătim pentru deschiderea sezonului de vizitare. În momentul de față, echipa muzeului pregătește spațiul, facem curățenia de primăvară, tăierea pomilor, iar fetele pregătesc interioarele, gata casele, ca să vă putem primi la noi în cele mai bune condiții, cu casa curățată și cu toate pregătite. Și sperăm că nu vom mai fi închiși ca anul trecut și vom putea să primim vizitatorii în condiții de siguranță. De asemenea, activitățile pe care noi le propunem, avem și variantele online, să spun așa, vom continua și în această lună cu obiectul lunii, fain de văzut la muzeu, în spațiul virtual, mai avem atelierele educaționale pentru copii, o să facem un atelier de încondeat ouă, probabil în parteneriat cu Școala Rădăcinilor Străbune, coordonată de Măriuca Verdeș. De asemenea, poveștile din satul de pe deal vor continua și luna aprilie, dar ne-am propus și expoziții care se poată fi vizitate aici la sediul muzeului. 23 aprilie, când este Sfântul Gheorghe, avem hramul bisericuței noastre, monument de aici din Muzeul Satului și ne propunem ca în fiecare an, chiar dacă este înaintea Sfintelor Sărbători ale Paștelui, să facem o slujbă la bisericuță și vom anunța probabil la ora 17, în 23 aprilie, o slujbă la biserică și vom avea diferite manifestări tematice. Vom scoate iarăși expoziția noastră frumoasă de pluguri, pentru că este vremea aratului de Sfântul Gheorghe, țăranul ieșea cu toate cele necesare la arat, la pregătirea terenului. Conducerea Instituției de Cultură a anunțat că va pregăti și o microexpoziție cu tematică pascală. În cadrul acesteia vor fi prezentate obiecte din diverse colecții și vor fi reconstituite obiceiuri de Paști din mai multe zone ale Maramureșului.